Înțeleg că foarte multă lume vrea să stea de vorbă cu doamna Alina Gorghiu în ultima vreme. Ai zice că Alinuța este foarte populară. Nici pe departe. Toți vor să o întrebe doar atât. Doamnă, mai sunteți cu noi? Alo, pământul către Alina? Ești bine, fată? Pentru că, na, dacă paleologul ăla micu a ajuns să fie sănătosul marelui Partid Național Liberal, înseamnă că e o mare problemă acolo. Paleologul e parlamentar PNL, dar a spus că o să voteze cu Nicușor Dan, ceea ce le urează și liberalilor. Teodor Paleologul susține că 3 persoane ar trebui să-și dea demisia în caz de eșec al candidaturii a domnului Munteanu la primăria capitale. Se referă la dumneavoastră, la domnul Blaga și la domnul Predoiu. Vreți să comentez declarația lor? Fiecare e liber să spună ce vrea. Domnul Paleologu, înțeleg că m-a tot invitat să-l desemnez candidat al PNL-ului, dar cred că era neinspirată propunerea. Și Partidul Național Liberal, să știți, nu eu, dar eu mă asum toată răspunderea. Deci de-aia face Paleologu scandal, că nu l-ați pus pe el candidat, nu? Dar ceilalți, doamnă, toți românii care în aceste zile vă spun că nu e în regulă cu Marian Munteanu, ce e cu ei? Cred că sunt invidioși, doamna Gorghiu, da, serios, că sunt mulți pe lumea asta care voiau să îngroape PNL-ul și nu le-a reușit. Și când văd cu câtă naturalețe, așa, cu cât talent o faceți dumneavoastră, na, vă dați seama, îi roade invidia. Mai tare mi se pare însă asta. Am văzut că toți cei care sunt suporterii din o anumită parte a presei ai lui Nicușor Dan nu găsesc decât să folosească un limbaj foarte urât la adresa candidatului PNL. Eu nu cred că așa se construiește sau se coagulează ideea de dreapta în România. Dar cum se coagulează, doamnă? Știți, noi n-am mai coagulat dreapta de mult și am uitat. Cum se face? Aveți rețeta? Așa, aducând pe cineva din afara partidului și impunându-l peste capul tuturor, umilind partidul, credeam că vă vreți cel mai mare partid din România, Marele Partid Național Liberal. Și cel mai mare partid din România nu are un candidat pentru primăria capitalei. A preluat programul pe care Ludovic Orban și Cristian Bușoi l-au lucrat, o mare parte plus amprenta domniei sale. Avem o echipă în bloc start pregătită să defileze cu domnia sa pe străzile Bucureștiului. Deci asta era problema, doamnă? Că odată cu plecarea lui Orban n-avea cine să citească programul scris de Bușoi. E bine, l-ați găsit pe domnul Munteanu, are și o dicție ok, da? A mai vorbit în fața oamenilor, deci... Cum s-a ajuns în PNL-ul ăsta? Oamenii din conducere nu candidează la nimic. Stau la cutie și-l aruncă pe câte unul în față. Îl ia DNA-ul pe ăla, se distrează cu el, iar ăștia aruncă pe altcineva după aia. Doamna Gorghiu, domnule Blaga, Predoiule, restul ăștia din conducere, ieșiți, frate, la joc. Nu se poate să fii liderul echipei din tribună. Ce din tribună? Voi n-ați ieșit nici băcar din vestiare. Hai că îl înțeleg pe Predoiul ăla, că el e din umbră, dar voi, ăilalți, ce scuză aveți? Unde-i Nea Vasile, buldogul ăla din Matale, negru în cerul gurii, care urla pe scenă la dușmani, care mușca din adversarii politici? Suntem împotriva minciunii! Minciunii pesediste, minciunii peneliste, minciunii useliste! De 20 de luni își bat joc de țara asta! Ce vremuri, Nea Vasile! Cât de rău erai, Nea Vasile. Mă rog, acum ai schimbat tabăra, da? Ia uite, asta a mai rămas din Matale. De fapt, și văd că asta nu prea se spune decât pe la colțuri zilele astea, e destul de simplu ce s-a întâmplat în Partidul Național Liberal. Și nu e ce ne spune domnul Chintus, că Predoiu și Săftoiu au refuzat propunerea. Adevărul e că mutarea a venit în plic. Da, de la Tase, frate. Atanasiu și Mișu Voicu, dacă nu știați, conduc acum Partidul Național Liberal. Uite, ne spune chiar Marian Munteanu. Cine v-a recomandat ca să fiți candidatul PNL? Cred că... Nu sunt sigur, să nu greșesc. Așa, încercați. Ori domnul Atanasiu... Cred că domnul Atanasiu. Domnul Atanasiu? Nu? Sau domnul Predoiu, nu știu. Ați fost sunat foarte rapid de domnul Atanasiu după ce a fost pus sub acuzare domnul Orban. Cred că destul de rapid, v-au auzit două. Cum?
cine-i Tase? Haideți, serios, vă scad nota la purtare. Cum să nu știți cine-i marele Tase? Superliberalul Tase? Adică vreți să-mi spuneți că n-ați auzit de domnul ăsta? Deci ca să va fi al vostru, mă rog. Să fie poate. Așa. Am avut o voie de ea, nu mai am nevoie. Am spus, dacă pleacă mâine, îmi fac un bine. Tot cu 45% rămân și nu mai întreabă nimeni ce-i cu Boagiu, ce-i cu Anastase, ce-i cu Bob, ce-i cu dracu și cu lacu. Îmi fac un bine dacă pleacă. Nu o să plece, nu-ți proști. Da? Cum să conviez fiind cu ei, liderii lor tradiționali să dispare pe rând pe rând? Haideți că le ieși frumos liberalilor și țeapa asta. Domnule Blaga, vreți să vă scriu sau de data asta sunteți în stare să înțelegeți? Țeapă! Asta a fost. Nea Tase v-a tras-o din nou vouă pedeliștilor. Bine, cu gândul să vă tragă vouă și-au tras-o singuri, da? Asta nu mai contează, nu? Nea Tase, nu câștigați voi alegerile, dar măcar n-ați mers pe mâna vreunui pedelist, domne. A? Sunteți mândru, nu? Bravo, domne. A, doamna Gorghiu, după alegeri să nu uitați ce a spus că vă asumați. Sau... De fapt, ăsta era planul, nu? Omorâți partidul și mergeți să nașteți. Ce să zic, pare să vă iasă perfect.